Bună seara la toată lumea. M-am dus în casă să-mi iau apă, pentru că mi se usucă gâtul. Așa de repede. Cred că mă ia răceala. Mă doare în gât, am avut frisoare, de nu mai puteam tremura. Acum am zis, nu mai stau în pat, că îmi fac mai rău. Am luat niște pastile și m-am apucat să adun afum. Okay. Ce n-am văzut în viața mea, ce infoișor și după, e plin. Dar trebuia ceva, o mătură de aia mai tare să le scot. Eu mă chinui cu pirii aia mică. E un chin. Am zis că mi-au mătură de aia azi, dar am uitat. Câte frunze au căzut. Și acolo. Ce în rânduri. Și m-am mătuși pe aici. Mamă, ce frumoasă aia. Acum am văzut. Că-s frunzele acolo ascunse. O să mai mătuși să nu le lăsăm. Adun așa ce vor și după foișor. O să cadă toate, să iei cu busaci și să le adun pe toate. Cu o grebă, cu ceva. Să vede că mi-a fost rău. Tremuram, nici nu mai puteam. Am zis că mi-a să scot. Mi se răcise spatele. Un frig de nu mai puteam. Nu știam ce să mai pun pe mine. Și am zis să ies afară, să-mi fac curajul, că dacă stau așa, cred că-s bestemele lui mama. Tot îi ziceam, de ce să frig așa, că e cald afară. Mă doare și în gât. Cred că m-a bestemat, pentru că nu credeam. Că lua o grămadă de panele pe ea. Niciodată nu ies să râz. Ia stai. Și dacă mai stau așa, s-a mutat un haine la mine aici frumoasă, da. Cum? Dacă o ia la ugonis, o bătut cu el și le-a pitulat frumoasă și mai arăt asta. Acum nu mai e naș, nu știu ce era Ion. S-a spusat de naș. S-au certat cu el, au izbărut banii. Banii de drum mai greu. Și a luat ciun, că nu ce, că l-a pus pe copil. Nu mai cred nimica, nu mai am încredere nimic. Leo e în stare de orice, să inventească orice, orice. Nu mai am încredere. A avut mai multe milioane acolo în jantă. A avut mult. Bogat. A lăsat Dumnezeu. Ce, unde e Alex? Alex. El vine pe jos. Da. Păi la cine mai mergem după el? Stăm? După. Și acum vine pe jos. Nu e destul de obosit. Doamne, Doamne, cred că eu doar așteptam să vin acasă să mă pun în pat. Pe mine mă doare spatele, toate oasele, aveam spatele rece, gheață. Ursule, poți să-mi aduci și mie roaba de acolo? De la vecin și furtunul să pui în roabă. Să-l ascund. Tătălea, vă busca. Da? Venite oamenii. Da, acum numai pe cameră și e izolată. Știi cum stau? Parcă ar avea COVID. Sunt pe cameră cum se stau. Dar adun frunzele, nu pot să suport așa. Nu e cu noi, e frunze. Da, se stau cu noi așa. Așa să fie tăiată femeia pe curte. Să-și mai facă pe curte. Așteptăm Crăciunul. Trebuie să mă mătură de aia. Am văzut eu cum era oamenii care mătură cei de la primărie. Dar am uitat. Am fost azi, dar am uitat. Cu gândul să-mi iau de aia, pentru că știam ce mă așteaptă. Și mă dor și brațele, dar am răcit așa dintr-o dată. Am luat răcelul mamă, m-am dus și am stat acolo, fără mască la gură. Și înseamnă că ea avea viroză. Că mă dore spatele tot. Și dintr-o dată...
parcă ruptă. S-a luat la și mine. Mi-a dus și cuptorul, roata. Unde mi-am multe roate ca să pot să le duc în stradă. Și de treabă durcă. Așa nu pot să bag în stradă, că n-are cine să-mi țină. Ce fac? Am văzut Alex ușa închisă în spate cu lacătul de tarul. S-a enervat tot. Din cauza ce-am făcut cu Ion cu banii, a zis să închidă ușa aia. Deci nici eu să nu mai ducă copilul repede pe acolo. Dar tot ocolește pe aici. Și-a pus un lacăt. Și Alex când a venit acolo de la școală, s-a speriat. Vrea să intre pe acolo. Asta e, așa am ajuns în situația asta. Ne credem fiecare, eu zic că-s durmanii mie, ei crede că sunt dușmanca lor. Așa am devenit. Mi-era un fric să nu ies afară deloc. Am zis că nu ies. Și mă, mi-am făcut curajul. Cu ce să fac? Stau așa nebunesc. Mai bine am ieșit, de oaie. Era fric. Mă durea și dinții în gură tot. Te mura. Chiar așa, nu știu, s-a spus numai pe bun. Totul le iau, totul ascuns și totul găsește. Și noi la bucătărie aici, eu cu Leonardo, am măturat și frunzele și după aia am făcut frisoane de să le-am în tavan. Am venit la șterea școală. Ah. A venit copilul meu de la școală, dar nu mai mâncă cor de ăla mult. Acum plecă Alex cu pachet la el. Am măturat afară, mi-era mie frig până nu m-am pus să mătur. Nu puteam să ies afară, tremuram. După aia am zis, nu, trebuie să ies afară, să adun frunzele. Și aseară, toată noaptea, am avut temperatură și frisoane. Când mă lua cu căldur, când mă lua frig, zăream în tavan. Mi-a fost foarte rău, mă doare în gât. Mi-am făcut un pic de geamă de lămâie. Și acum mă ia cu friguri așa pe la spate, coastele, în gheață spatele. Blestemele, pentru că eu nu credeam, ziceam mama că e rău, nu credeam. Ziceam că să-mi pleacă prea gros. Acum mi-e frig mie. Vedeți cum e? Trebuie să credem părinții. Că dacă nu, se întoarce pe noi. Am intrat la ea acolo, nu mi-am pus mască. Ea cred că avea o răceală. Sau am intrat la cineva ieri să fac ceva și fata aia era de răceală, imediat m-a prins. Care fata? Nu pot să spun ție care e, să fac niște acte trebuia. Era răcită și parcă imediat m-a luat cu călduri. Și că era cald acolo, era aerul dat, aerul condiționat, dar drumul era foarte cald acolo. Dar nu știu ce am, nu pot, mi-e frig, mă dor oase, mă dor plămânii, mă dor brațele. Nu le-am mai gătit nimic pentru că și asta l-am fertem gușărea și nu le-au mâncat. Am niște pateuri aici, eu nu rămân încă un cor. Gătești și gătești degeaba. Și așa din mază mai rău. Am o pizza. Dar nu mai mănânc, mă doare încă să rău. M-am dus la farmacie repede și mi-am luat... Cred că am mâncat și urfa, acum nu mai mănâncă nimic acasă. Mi-am luat pastile, n-ai pune. Dar ce s-a întâmplat, nu știu. Dintr-o dată așa m-a luat frisoane, friguri și nu prea am făcut nimic. Am fost la farmacie să-mi iau alte pastile mai bune, mi-am luat și de gât, pentru că nu mai pot gâtul, dar bine gât, într-o parte l-am umflat. M-au blestemat și vecinii ăștia din partea asta și ăștia sunt mai de capul. Niște dușmănoși, l-au pus pe usul ce s-au certat acolo cu copilul, nu mai se duce copilul la ei. Și l-au pus pe ușă să pună lacă la ușă. Ușa e închisă, e lacă acum. Dar l-au pus pe ușă să o deschidă mai târziu. De ce?
De ce să opărească copiii atât de mult toate mușile alea? Nu sunt așa într-o stare bună cu mine. Bun, și de astea la patiserie și copilul meu toată noaptea am avut călduri, în fric, în călduri. A avut grijă de mine. M-a acoperit. Mi-a adus apă. Nu mai mă lăsa să mănânc din pat. Ia vino și zi. Da. Foarte cu mine, a avut grijă de mine, bobiță. Și Ale, că Ale e mai mare. Dar Leonardo a avut grijă de mine ca un om. Nici nu mă lăsa să mă duc nici până la ușă. Ia zi. Da, ca să nu se întâmple ceva. Hă? Ca să nu se întâmple ceva. Și acum? Și acum, da. Acum... Ce ai făcut la școală, ia zi? Dar astăzi era șoi. Adică... Ai uitat pe tine așa la asta? De sport. Nu, păi nu mai face sport în sală. Nu mai? Nu. De ce? Păi dacă trebuie să se renovează clasa și sala. Și eu m-am gândit că nu te-am dat atât de așa, de sport. Și astăzi am avut matematică, religie, da. Sport. Nu matematică, asta, engleză. Te-ai învățat, mamă? Trebuie să tu, uite, uite, fă de lacul! Gata, trebuie să dau vitamina C. Gata. Mamă, cum alergau colegii pe acolo. Trebuie să-i dau ceva preventiv pentru că doamne cu mine și-am știut. Poți să spun ceva? Trebuia să mai doarmă cu mine. O, lasă-mă că spui după aia. Nu la ureche pe furici față de prieteni.